a zis, Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să te preaslăvească, precum i-ai dat stăpânire peste trupul, trupul, să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe Tine singurul adevărat Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ, lucruri pe care mi l-ai dat să-L fac, l-am săvârșit. Și acum proslăvește-mă Tu, Părinte, la Te însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am arătat în numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai Tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat, mi le-am dat lor, iar ei le-au primit. Și-au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și-au crezut că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, mă rog pentru cei pe care mi-ai dat, că ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale mele și m-am proslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la Tine, Părinte Sfinte. Păzește-i numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem noi. Când eram cu ei în lume, îmi păzeam în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat. Și i-am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine și pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ei.